Eu vă spun încă o dată, bună dimineața, Borez, bun venit la Social Media Summit. Suntem la cea de-a 11-a ediție. Vă dați seama, sunt 11 ani de când începem anul cea mai importantă conferință din social media. Și mă bucur mult de tot pentru că anul acesta vă întâlnim în această nouă locație și anume în Palatul Cec, o clădire absolut superbă, care, apropo, inițial era de mică Palatul Casei de Depuneri, Consemnațiuni și Economie. Asta doar așa. Este una pe lumine și una dintre cele mai frumoase clădiri din capitală și totodată un simbol arhitectural. De astăzi eu voi îndrăzni să afirm că social media va fi regina. Alex Grecu sunt eu, voi fi gazda dumneavoastră. Mă bucur din suflet pentru că sunt alături de voi și totodată pe mine o vizită Alex Grecu pe toate rețelele sociale. Sunt prezentator și radio host la Europa FM. Alături de mine vă puteți începe diminețile în weekend, ca să fie clar. Dar cel mai important, sunt un viitor mare, mare influencer, asta ca să nu cumva să spuneți că nu v-am anunțat din timp. Dar faptul că încă nu am peste 5.000 de urmăritori pe Instagram, sincer, mă neliniștește de ei. Tocmai de aceea voi fi foarte atent la tot ceea ce urmează astăzi. Vom vorbi despre conținut vizual pentru branduri. Recent am văzut ce se poate întâmpla atunci când relația dintre branduri este complicată, mai ales pe Valentine's Day. Vom afla mai multe despre experiențele video, ce se alege, Insta Stories, TikTok, YouTube, mai ales că, potrivit studiilor, până în 2020, peste 82% din tot conținutul din social media va fi de tip video. Iar la finalul zilei vom avea parte de o super dezbatere. Precum v-am obișnuit deja la conferințele MIS, știți foarte bine că nu exagerez atunci când vă spun că trebuie să luați parte la acest event, mai ales că subiectul este maxim de interesant pentru toată lumea, și anume conținutul efemer versus conținutul veșnic. În engleză sună mai bine, este everlasting. Dar și domnule, cel puțin la fel de mine sună. În schimb, la începutul zilei vă propun o discuție despre digital trends. Vom vorbi despre Facebook, Instagram, LinkedIn și, desigur, TikTok. Și apropo de această aplicație, cu mare curiozitate, câți dintre voi aveți anul acesta, la cea de-a 10-a ediție Social Media Summit București, TikTok? Vă propun să aplaudați. Ce aflăm acum, în prezent, câți dintre cei care participă la SMS București au TikTok? Vă rog să aplaudați! Bun, super, super, vă mulțumesc frumos! Practic, acesta este sunetul bugetelor în creștere și pentru TikTok. Tocmai de aceea eu o să mă retrag așa ușor, ușor și o să mă apuc să fac această aplicație, pentru că încă nu am cont. În schimb, să știți că o să vă las pe mâini bune. Primul vorbitor de astăzi, care va deschide Social Media Summit București, va vorbi despre legile disrupției și inovației și despre frământările din zona de social media. Este senior consultant, brand architect și vă propun să îl întâlnim în aplauze